Pleacă ai noștri, vin ai noștri. Au tot dreptul să gândească așa, toți românii lăsați de comuniști fără case sau terenuri. După ani de așteptare și procese umilitoare pentru despăgubiri, acum o adevărată mafie face regulile în sistem. Vorbim despre samsarii care cumpără dosarele de restituire a bunurilor confiscate. Le plătesc pe loc tuturor celor care s-au îmbolnăvit de atâta așteptare, doar jumătate din suma meritată. Și reușesc să recupereze banii de la stat mult mai repede, pentru că desigur caracatița lucrează. Urmăriți un material filmat cu o cameră ascunsă. 50% e bătută în cuie. Dacă trece de miliard, da. Nu îmi dai bani, îmi dai investitor, nu e. Nu știu ce dă. Doar ce am pășit în curtea autorității pentru restituirea proprietăților și suntem asaltați de oferte. Primim pe loc jumătate din banii ceruți de la stat. Propunerile vin de la samsarii de dosare, niște intermediari care cunosc sistemul, dar și câțiva investitori, adică persoane cu relații suspuse și cu bani. Cel mai mare interes este pentru dosarele care prevăd despăgubirea românilor care și-au abandonat proprietățile în Basarabia și Bulgaria. Și de vreo două luni de zile avem niște investitori care cumpără cu legile astea Bulgaria și Basarabia. De ce? Nu. Și investitorii ăștia zici că dau bani în cash, nu? Pe loc. Două ore bani. Ne trebuie dosarul de la prefectură. Cum grăbim procesul, ne spune chiar samsarul. Cât durează până faptul la prefectură? Dacă vei face și într-o lună, zic că de 5 de euro. Să-mi rămâne 50 în mână. Dacă nu dai, nu primești. Anul trecut chiar vicepreședintele ANRP a fost încătușat. Ar fi pretins și primit de la 4 persoane îndrituite la despăgubiri în baza legii 10 pe 2001 sume de bani pentru ca să intervină pe lângă funcționari din cadrul aceleiași instituții, astfel încât să fie urgentată procedura de atribuire a acestor despăgubiri. Pentru grăbirea procedurii, Remus Baciu a cerut aproape o jumătate de milion de euro. Dar nu se băga la 50.000 de euro. Dar la cât? 30%. Anunțat de reporterii ProTV că a fost filmat cu o cameră ascunsă, intermediarul de dosare a evitat să precizeze cine este investitorul pentru care lucrează. Păi de ce trebuie să vi spun numele asta? Nu vreți să ni spuneți? Nu. Ca să vă dau numele intermediarului, îmi dați 100.000 de euro și vi-l dau. E o persoană importantă? E o persoană cu bani? E persoană cu bani, nu e mult importantă. Din cele 3 miliarde de euro plătite de stat până acum, milioane bune au intrat în buzunarele binevoitorilor, în timp ce peste 130.000 dintre foștii proprietari au fost lăsați cu ochii în soare. Potrivit raportului Ministerului de Finanțe, la ANRP regula primul venit, primul servit aproape că nici n-a existat, în timp ce unii așteaptă de mai bine de 10 ani ca să primească un răspuns la solicitările lor, fără niciun rezultat, alții au dat șpagă, iar dosarele lor, deși conțineau nereguli, au fost aprobate cu prioritate. Acei intermediari din fața sediului ANRP care promit că rezolvă într-o lună sau mai puțin de o lună, este cert că nu rezolvă printr-o procedură legală. Am tot așteptat din 2004 să vedem dacă dosarul mai trebuie ceva, nu mai trebuie. A fost stabilită suma, am tot așteptat până în 2007. În 2007 au venit cu o nouă reglementare să mai formăm o dată cu alte acte dosarul. Am format și acel dosar. În zadar, pentru că ei nu ne-au mai trimis ce ne mai trebuie la dosar, mă trezesc anul trecut, sau în ce lună a fost, că îmi revocă decizia, că nu am acele acte la dosar. Pentru distrugerea mafiei din interior, la conducerea ANRP a fost adus un procuror de la DIICOT, care susține că aceste practici sunt acum de domeniul trecutului. Lucrurile nu mai stau așa cum au stat. Deci oamenii sunt responsabili și doresc să cred că ei sunt responsabili. Dacă aveți date cu privire că în cadrul acestei instituții sunt persoane care încalcă legea, sesizați organele competente sau pe noi, iar noi la rândul nostru vom efectua verificări și vom sesiza organele de urmărire penală. Oricum, în ultima ședință de guvern, plata despăgubirilor a fost amânată cu 6 luni, iar ultimul raport de audit arată că 80% dintre dosare nu aveau certificat de moștenitor și că s-au folosit certificate medicale false.